Zona de după linii pare încremenită în timp, drumurile de acces aproape că nu există, iar locuitorii se văd nevoiți să caute diverse metode prin care să își faciliteze accesul. Am vrut să asfaltăm noi când s-a asfaltat ăsta, câțiva vecini. Și nu ne-a... n-a apucut să ne dea. A zis lumea, n-are. Și l-am mai reparat noi cu piatră, că altfel era groaznic. Printre buruieni și deșeuri, oamenii se bucură că măcar acum, în al 12-lea ceas, municipalitatea a luat munții de gunoaie dintre case. Zilele trecute a venit și a curat primărie. Era gunoaie aici. Dar văd că încă mai sunt. A tot curățat. Erau până aici gunoaie. Însă în zonă mai sunt multe de făcut. Un prim pas ar fi asfaltarea străzilor. Zona de la periferie nu este doar sufocată de gunoaie. Aici drumul nu a fost asfaltat niciodată, iar cine se încumete să vină aici riscă să-și avarieze mașina. De ani de zile e zona aceasta. Nu a venit nimeni să facă curat, să adune de aici? Au făcut curățenie. Dar de asfaltat n-au făcut. Ar trebui să se ocupe domnul primar să facă. Fumează să asfalteze măcar străzile. Până când autoritățile vor face ceva în această zonă de la marginea orașului, oamenii trebuie să îndure praful și noroiul de pe drumul dintre mormanele de gunoaie.